Verifică-ți candela. Doamne, ajută-ne să avem o relație vie cu Tine, să nu bâșbâim pe cale ca și cele cinci fecioare. Fie-vă groază de rău și împliniți cuvântul meu, ca să pot a vă fi Tată și Domn în inima voastră. Unde lemnul din candelă să ne fie înmulțit, ca și noi să facem parte din a Domnului mireasă. Unde lemnul e puterea ce e revărsată în vas, prin cuvântul din Scriptură, atunci când ești cercetat. Haideți, frați și dragi surori, să adunăm ulei în vas, căci trâmbița va suna și timp nu vom mai avea. Astăzi, dacă auzi cuvântul, inima nu-ți împietri, căci vei mai dori să auzi doar o slovă din cuvânt. Prețuiește harul care Dumnezeu ți l-a lăsat. Roagă-te și mai postește ca să aduni ulei în vas. Mulțumește Domnului de pacea ce încă este, căci nu știm de mâine fiva pace pe pământul acesta. Știm căci Domnul va veni și mult nu va mai zăbovi. De aceea Domnul cere să adunăm ulei în vase, dar și în rezerve. Fiindcă mâine poate fiva prea târziu să te trezești și ai să bați la ușa închisă, implorând să se deschidă. Ușa când se va încuia, harul ți se va lua și ai avea regrete multe, căci ulei n-ai adunat în vase. Fă-ți acum o cercetare din adâncul inimii. Dacă Duhul Sfânt în tine mai lucrează ca în trecut, căci de ai pierdut puterea, ulei în vas tu nu mai ai. S-a risipit pe drum adesea, căci tu nu ai mai vegheat. Ai cochetat cu Duhul Lumii și Duhul Sfânt l-ai întristat. Deși trăiai, tu erai mort, căci Duhul Sfânt te-a părăsit. El își are locuința într-o inimă curată, de aceea tu veghează ca să poți avea viață. Râul Duhului cel Sfânt să curgă peste voi cei adunați, să fiți gata de răpire când trâmbița va suna. Merite orice sacrificiu, oricât de mult ne va costa, să ținem sus standardul Evangheliei, să grăbim venirea sa. Fapte bune tu să strângi pentru răsplătire și cu nuna de erou îți va pune-o Iisus pe frunte. Dar pentru această luptă să aduni ulei în vas, prin vorbire, prin purtare și cuvântul cercetat, căutând să alimentezi al tău suflet cu putere, să mănânci, dar și să bei din cuvânt, din apă vie. Duhul Sfânt să cerceteze gândul, mintea
și inima omului, ca să se trezească toți din starea de căldicei, căci cei căldicei vor fi în iazul cu foc aprins, căci au cochetat cu lumea și cu duhuri din popor. Cercetează-te tu care stai și asculți acest mesaj, căci de nu ești pregătit, vei rămâne pe pământ. Duhul Sfânt strigă și azi, adunați ulei în vas, căci veni voi ca un hoț într-un miez de noapte. Voi veni în curând pe nori să-mi rămpesc al meu popor, să-l strămut în cerul sfânt, unde loc i-am pregătit. Amin.